Îndrăgostiți pe interese, episoadele 16, 17 și 18. După ce Ozan îi vede pe Sinar și pe Ersa discutând în grădină, se întoarce dezamăgit în camera de hotel și își împachetează lucrurile și pleacă acasă. Chiar nu reușește să-i spună Ersei că este îndrăgostit de ea, fiindcă ea îl vede pe Ozan și merge la hotel să discute cu el, dar ajunge prea târziu, fiindcă Ozan era deja plecat. A doua zi se întorc cu toții în vacanță. La compania a apărut o problemă, iar singurul care o poate rezolva este Ozan. Toată lumea îl caută, dar este de negăsit. Vrând să rămână singur, Ozan se retrage la noua lui casă, un loc pe care nimeni nu îl știa, în afară de Esra. După mai multe căutări, ea îi găsește și cu greu îl convinge să meargă la companie. Mai târziu, Sinar îi povestește lui Ozan că în dimineața aceea i-a spus Ersei că este îndrăgostit de ea, iar ea a râs crezând că este o glumă și a spus că ei nu pot fi decât prieteni. Ozan se bucură să aud asta. Totuși, Sinar este hotărât să lupte pentru a o câștiga. Calga și Ozan trebuie să participe la o ședință foto pentru un eveniment de caritate, îmbrăcați în haine de mire și mireasă. Din cauza unei probleme, Calga trebuie să renunțe la ședința foto, iar Ersa o înlocuiește. Totul decurge bine, dar după ședința foto, Ersa este în pericol de accident. Ozan se aruncă în fața ei și o protejează și este rănit. El este dus la spital. Ersa rămâne lângă el toată noaptea. A doua zi dimineața, Calga află de la Sinar despre accident și merge la spital. După ce pleacă Ersa, Ozan se trezește. Calga îi lasă să creadă că ea a stat tot cu el toată noaptea. El o ia de mână și îi spune că se bucură că există. Ersa își dă seama că și-a uitat sacoul și se întoarce la salon. Când ajunge în ușă și aude că Ozan și pe Calga discutând și este foarte dezamăgită văzând atât de apropiați.